Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Sâmbăta aceasta este un prilej sfânt de a ne ruga pentru cei adormiți. Vorbim despre Sâmbăta Morților, despre Moșii de Toamnă și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe Părintele Florin Cătălin Dabu, protoiereu al protoierei sector 6 Capitală și slujitor la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul Militar 3. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Avem o temă frumoasă, o temă deosebită, vorbim despre Moșii de Toamnă și despre această posibilitate sfântă de a ne ruga pentru cei care au fost mai înainte de noi și față de care suntem datori întotdeauna să ne arătăm dragostea noastră, conștientizând că cei pe care îi conducem la mormânt nu mor când mor, ci mor când îi uităm. Câtă vreme îi purtăm o rugăciune, câtă vreme ne străduim să-i pomenim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ei rămân vii și simt mai ales dragostea și prețuirea noastră. De aceea, înainte de a vorbi despre felul în care ar trebui să privim noi moartea, despre ceea ce putem face pentru cei adormiți, aș vrea să vă întreb, Părinte, ce ar trebui să înțelegem prin această sâmbătă și de ce se numește ea Sâmbăta Morților, Moșii de Toamnă? Sâmbăta Morților sau Moșii de Toamnă, așa cum o găsim notată și în calendarul creștin ortodox și cum o numim din tradiția bisericească, a apărut ca o necesitate practică de a ne ruga pentru cei adormiți, așa cum ați precizat. Avem conform rânduielii tipiconale, liturgice, două sâmbete de pomenire generală a celor adormiți. Este vorba de Moșii de Iarnă, cum este cunoscută această sâmbătă, cea de dinaintea Duminicii înfricoșătoare judecăți sau a lăsatului sec de carne, precum și sâmbăta de pomenire generală a morților, numită în popor Moșii de Vară. Este vorba de sâmbăta dinaintea Rusalilor sau a Cincizecimii, a Duminicii Pogorârii Sfântului Duh. Pe lângă cele două sâmbete, spuneam, așa cum ați precizat, avem iată această sâmbătă a morților Moșii de Toamnă, a cărei perioadă, a cărei zi, mai bine spus, diferă ca zi din calendar. Ea este stabilită undeva la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Anul acesta este, iată, pe data de 4 noiembrie. Sâmbăta Morților, Moșii de Toamnă înseamnă o zi de pomenire generală a morților. Așa cum amintim de multe ori în rugăciunile noastre, încă ne rugăm pentru toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice. Adică ne rugăm pentru toți cei din neamul nostru, pentru toți cei care au trecut la cele veșnice. În același timp însă, o astfel de zi de pomenire generală a celor adormiți îi cuprinde, este firesc, și pe cei care, pe semne că nu mai au pe nimeni care să se roage pentru ei. Pentru că suntem conștienți că din biserică facem parte cu toții, atât cei vii cât și cei care au trecut la cele veșnice, și de aceea, așa cum precizați, noi știm și credem că moartea nu înseamnă un sfârșit de drum, însă ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toți cei care nu mai au posibilitatea să facă lucrul acesta să aibă și să găsească răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. A spus mai devreme că moartea nu este un sfârșit de drum. Dar ce este moartea? Întotdeauna problema aceasta a morții l-a preocupat pe om. Cred că nu există perioadă din istoria mântuirii neamului omenesc în care omul să nu fi căutat să afle un răspuns la întrebarea ce este moartea sau cum ar trebui să privim acest moment. Pentru omul credincios, pentru creștinul ortodox, moartea nu înseamnă sau nu este niciun firesc al vieții sau o normalitate, însă nu este nicio grozăvie sau o fatalitate. Ca să fim limpeși și clari, pentru noi, moartea nu este decât o consecință a păcatului. Spuneam că moartea nu este un firesc al vieții, nu este o normalitate a vieții, pentru că ne aducem aminte că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, ca o coroană a întregii creaturi, ca un preot al întregului cosmos, l-a așezat pe el în rai. Și i-a dat porunca atunci și le-a spus primilor oameni, crește și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Înțelegând, iată, că, așa cum spuneam, omul este tot ce a creat Dumnezeu mai bun, chiar la sfârșitul creației. Însă i-a precizat Dumnezeu atunci și i-a spus omului, din toți pomii din rai poți să mănânci. Numai din pomul cunoștinței, binelui și răului și din pomul vieții să nu mănânci,
căci le-a spus Dumnezeu, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și de aceea, întrucât nu a ascultat porunca lui Dumnezeu și, cum spunem noi, a păcătuit omul, a greșit, Apostolul Pavel ne spune clar cum a venit moartea în lume. Printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, astfel încât moartea a trecut la fiecare dintre noi. Cu toate acestea, spuneam că, deși nu este un firesc al vieții, pentru că, iată, Dumnezeu l-a vrut pe om nemuritor și omul este nemuritor prin sufletul său. În același timp, nu trebuie văzută moartea nici ca o fatalitate, ca o grozăvie a vieții, pentru că, deși neascultând, încălcând porunca și Dumnezeu alungându-l din rai pe om și i-a spus atunci, în sudoarea feței tale, îți vei mânca pâinea ta până ce te vei întoarce în pământul din care ai fost luat. Cu toate acestea, noi înțelegem că moartea nu este un sfârșit de drum, este doar o trecere, este în același timp și un început de drum. Este un sfârșit de drum al vieții pământești, omul fiind călător, trecător pe acest pământ, în același timp este începutul vieții celei veșnice și adevărate. De aceea, noi evităm chiar acest cuvânt și folosim mai mult pentru cei care nu mai sunt în această lume, că au trecut la Domnul sau au trecut la cele veșnice, pentru că, așa cum spuneam, moartea nu este decât o trecere de la viața pământească la viața cerească. Părinte, referitor la această trecere, vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania, spunea că moartea este un pod ce ne duce dintr-o viață trecătoare către o viață veșnică. Ei bine, gândindu-ne la aceste cuvinte, vedem că Sfinții lui Dumnezeu nu s-au temut de moarte. Ne gândim în primul rând la Sfinții Martiri și Mucenici, ne gândim la Cuvioși, ne gândim la toți Sfinții care din veac i-au bine plăcut lui Dumnezeu, că aceștia niciodată nu s-au temut de moarte. Ba chiar avem mărturisiri că au primit cu multă bucurie moartea. De unde această putere? Noi cei care trebuie să conștientizăm că oamenii de astăzi se tem de moarte. Nici nu ne place să vorbim despre ea. Atunci când auzim de moarte, ne cutremurăm, am vrea ca ea să nu existe. Și totuși au fost oameni, și cinstim, iată, dacă ne uităm în calendar, în fiecare zi sunt sfinți, care nu s-au temut de moarte. De unde această înțelepciune? Da, faptul că ne temem de moarte ne-a arătat și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne aduce aminte de noaptea lacrimilor de sânge din grădina Ghețiman, când El spunea, Părinte, de este cu putință treacă de la mine paharul acesta, este firea umană. Este firea umană care se teme de un astfel de moment, însă spuneați de lipsa ei a fricii de moarte la sfinți sau chiar a bucuriei pe care aceasta o simțeau când merg la întâlnirea cu Hristos. Ea vine tocmai din pregătirea pe care omul trebuie să o aibă pentru acest moment. Ea vine tocmai prin, și știm că motivul pentru care ne rugăm pentru cei adormiți este tocmai credința noastră în învierea de apoi, în învierea morților, precum și credința în nemurirea sufletului. Moartea prilejuiește și pricinuiește în sufletul omului un moment de tristețe. Atunci când pierdem pe cineva drag, noi ne întristăm, sau atunci când un om simte că acest moment se apropie, el se teme. Se teme atât de fenomenul în sine, de fenomenul morții, de moartea în sine, dar foarte mulți oameni se tem de chinurile la care se gândesc că le-ar suporta înaintea unui astfel de moment. De aceea spuneam că este foarte important să ne pregătim pentru acest moment. Sfinții părinți, de care făceați amintire, Sfinții Bisericii, prietenii lui Hristos, spuneau Sfinții părinți, gândește-te numai la sfârșit și în veac nu vei mai păcătui. Ei au căutat să ducă o viață plăcută lui Dumnezeu, să stea departe de păcat, pentru că, așa cum spuneam, printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. De aceea, ei se pregăteau pentru un astfel de moment. Spunem și noi de fiecare dată când participăm la Sfânta Slujbă, în special la Sfânta Liturghie, dar și celelalte slujbe ale Bisericii, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ei chiar își dedicau viața lui Hristos. Și atunci știau că pentru ei acest moment de trecere nu înseamnă altceva decât plecând din lumea aceasta pe care au trăit-o împreună cu Hristos, pentru că El le-a garantat unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu cu ei, însă merg la întâlnirea cu El din ceruri, pentru că, așa cum spuneam, trecând din lumea aceasta la cealaltă, în cealaltă lume, omul merge în primul rând la întâlnirea cu Hristos. De aceea și
Judecata care se va face la sfârșitul lumii se numește înfricoșătoare, pentru că acolo omul va fi față către față cu Hristos Domnul care îl va judeca pe om. Însă până la judecata de apoi, până la judecata înfricoșătoare, se face fiecărui suflet o judecată particulară. Potrivit tradiției bisericești, s-ar face la 40 de zile după despărțirea sufletului de trup. De aceea și una dintre cele mai importante pomeniri care se face pentru cel care a plecat din această lume, pentru sufletul celui care a trecut la cele veșnice, este pomenirea de 40 de zile. Ne rugăm bunului Dumnezeu, apelăm la iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu și la mila sa față de om, ca sufletul celui răposat să fie iertat de păcate și să fie primit în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu, acolo unde Hristos Domnul le-a promis, înainte de a se înălța la ceruri, prin ceea ce le-a transmis apostolilor, mă duc să vă pregătesc vouă loc. În casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Și atunci prietenii lui Hristos, despre care vorbea Sfinții, au avut încredere întotdeauna că Hristos Domnul, înălțându-se la ceruri și în același timp, fără a ne părăsi, pentru că a spus că eu voi fi cu voi în toate zilele, îi va aștepta acolo în ceruri unde le-a pregătit lui loc. Mă duc să vă pregătesc vouă loc și atunci dreptul se bucură că unul din acele locașuri pregătit de Hristos Domnul va fi și pentru sufletul său. Și atunci se bucură că sufletul său va merge într-un loc unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci este bucuria trăirii împreună cu Hristos Domnul, cu prietenii lui Dumnezeu, cu Sfinții și cu Maica Domnului, care este pururea rugătoare și mijlocitoare la Fiul Său pentru noi și pentru mântuirea noastră. Părinte, atunci când trecem printr-un astfel de moment al pierderii unei persoane dragi, suntem în imposibilitatea manifestării prin faptea iubirii noastre. De fapt, ne gândim, Doamne, oare cum mai pot eu să-i arăt mamei mele, tatălui meu, bunicului, bunicii sau, mă rog, cuiva drag care părăsește această lume și pleacă la Domnul, cum mai pot eu să-i arăt iubirea? Și Biserica ne arată că cea mai frumoasă modalitate prin care ne putem arăta dragostea față de cei adormiți este rugăciunea, iată, pomenirea la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, dar și fapta cea bună, filantropia, care tot timpul însoțește rugăciunea. De aceea aș vrea să vă întreb, rugăciunea unită cu filantropia, cu fapta cea bună, cum sunt considerate? Rugăciunea și fapta cea bună, cum sunt considerate înaintea lui Dumnezeu? Care este rostul, care este scopul pentru care facem aceste lucruri? Scopul pentru care facem aceste lucruri, împreună ne rugăm, așa cum spuneam, îi pomenim pe cei adormiți la Sfânta Liturghie, apoi sunt slujbe speciale, cum e slujba parastasului și slujbele de pomenire pentru cei adormiți, precum și milostenia care se face sau, așa cum numim noi, pomenile sau parastasele pe care le facem pentru cei adormiți, așa cum spuneam, au la bază tocmai această credință în învierea trupurilor și în nemurirea sufletului. Spuneați că despărțirea de o persoană dragă este grea pentru om și are în minte și acea întrebare ce ar putea să mai facă pentru ruda sa, pentru mamă, pentru tată, pentru cel drag pe care l-a pierdut. Această tristețe a momentului vine din faptul că omul simte, în primul rând, imposibilitatea revederii făpturii iubite, a persoanei iubite. Și de aici tristețea momentului și poate de aici și întrebarea, nu mai pot să fac, ce aș putea să fac sau de ce nu mai pot să fac nimic pentru persoana pierdută. Însă, ne spune Sfântul Apostol Pavel clar despre cei ce au adormit, nu voi să fiți în neștiință ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Înțelegând că, deși vine acest moment, iată, în viața omului, când trupul și sufletul său se despart și trupul, lovit ușor-ușor de loviturile păcatului, cedează, moare și este dat pământului din care a fost luat. Pământ ești omule și în pământ te vei întoarce, în același timp sufletul merge la Dumnezeu care l-a dat. Și de aceea, acolo el continuă să viețuiască, continuă să trăiască, să ființeze. Și este trist că, într-o țară majoritar ortodoxă, auzim de multe ori acele anunțuri despre pierderea unei persoane dragi, a trecut în neființă. Atunci omul trebuie să gândească că persoana iubită n-a trecut nici de cum în neființă, ci continuă să trăiască, continuă să ființeze și dacă se întreabă ce poate să mai facă pentru persoana iubită, atunci, tocmai ce spuneați dumneavoastră, să se roage pentru ea și să facă fapta cea bună, să facă fapte de milostenie. De ce? Pentru că omul poate să se pregătească pentru viața cea veșnică, atât cât este călător pe acest pământ.
cât este în viața aceasta din trup, pentru că știți cum spune românul, după cum îți așterni, așa dormi. Însă ne aducem aminte de porunca lui Dumnezeu din Decalog, care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești amulți fericiți pe contul pe care ți l-am dat eu. Ori ai cinstit pe părinți, dar și pe cei dragi, înseamnă a iubi, înseamnă a ajuta, înseamnă a respecta, a asculta, a te ajuta reciproc, cum spuneam, dar înseamnă și atunci când nu mai sunt printre noi, să te rogi la Dumnezeu pentru ei. De aceea este extrem de importantă atât rugăciunea pentru cei adormiți, pentru că îi ajută pe ei să dea răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. În același timp, spune Mântuitorul, în dar ați primit, în dar să dați, întrucât și noi am primit în dar, în primul rând, dragostea celor pe care îi pierdem, care trec la cele veșnice, atunci se cuvine ca și noi, în numele aceleiași iubiri care presupune reciprocitate, să venim pe lângă rugăciune cu fapta cea bună și cu aceste daruri care se fac pentru pomenirea celor adormiți. Așa de frumos, referitor la lucrul acesta, ne învață și Mântuitorul Hristos atunci când vorbește despre faptele cele bune. Când faci prânz sau cină, spune Mântuitorul, nu chema pe prietenii tăi, pe frații tăi, pe rudele tale, vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei pe tine la rândul lor și să-ți fie ție ca un împrumut. Ci spune Mântuitorul, când faci un prânz sau o cină, cheamă pe sărași, pe neputincioși, pe șchiopi, pe orbi și fericit vei fi că nu vor avea să-ți răsplătească, ci ți se va răsplăti la învierea drepților. Referitor la lucrul acesta, vedem la nivelul bisericii noastre foarte multe instituții menite să vină în ajutorul persoanelor nevoiașe. Iată, suntem în anul în care conștientizăm importanța slujirii persoanelor vârstnice și grija pe care ar trebui să o avem față de dânsii. De asemenea, vedem la nivelul bisericii noastre numeroase acțiuni. Putem aminti, de exemplu, de Masa Bucuriei, o campanie prin intermediul căreia foarte mulți oameni se bucură de o masă caldă, o masă oferită de cele mai multe ori de persoane care au pierdut poate pe cineva drag și spre pomenirea lor, pe lângă pomenirea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pe lângă darurile pe care poate le oferă la sfârșitul unei liturghii, aleg să fie și ei cei care susțin o astfel de campanie atât de frumoasă și primită cu atâta bucurie și speranță de cei care au nevoie sau de cei care se află în imposibilitatea, de exemplu, de a-și găti. Puțin conștientizează cât de important este să oferi o masă caldă unei persoane care nu poate găti și care nu are pe cineva aproape care să-i poată oferi o hrană caldă. Pentru că prin acest gest nu primește numai hrana, de fapt primește însăși bucuria aceasta a comuniunii, a grijii, a iubirii până la urmă. De aceea, Părinte, ce ar trebui să învățăm noi din această grijă a Bisericii și cum ar trebui să răspundem acestui îndemn? Un îndemn sfânt de a săvârși fapte bune, iată, nu față de cei care ni le întorc, nu cu mândrie, pentru că poate există și acest gând, mai ales în anumite comunități, oamenii obișnuiesc să ofere pachete, să ofere vase celor care au oferit la rândul lor și se așteaptă, poate uneori ne așteptăm ca și ceilalți, dacă le-am oferit o pâine, să ne aducă înapoi peste un timp. Însă Biserica ne învață că alta ar trebui să fie atitudinea noastră. Care ar trebui să fie atitudinea noastră când aflăm de astfel de activități, de astfel de acțiuni, de astfel de instituții, iată, ale Bisericii Ortodoxe, care promovează binele adresat unei persoane necunoscute? Ne bucurăm că în ultima vreme credincioșii noștri au înțeles cât de importantă este rugăciunea și milostenia pentru cei adormiți, dar în același timp au înțeles că toate gesturile pe care le facem de întrajutorare vin pentru cei, pentru semenii noștri aflați în anumite perioade din viața lor în situații dificile. Așa cum spuneați, sunt asociații, sunt organizații ale Bisericii care vin tot mai mult în ajutorul semenilor noștri. Și aici, în București, avem Asociația Diaconia, care se îngrijește pentru persoanele aflate în dificultate. S-au înființat în fiecare sector al capitalei cantine sociale. Și așa cum spuneam, ne bucură că oamenii vin și sprijină această activitate a Bisericii. Pe lângă parastasele pe care ei le organizează pentru persoanele din familie,
De multe ori întâlnim credincioși care vin din proprie inițiativă să sprijine astfel de acțiuni și doresc să organizeze sau să asigure o masă caldă pentru persoanele nevoiașe, tocmai în amintirea unei persoane pe care au pierdut-o, care a trecut la cele veșnice. Și de aceea spuneam că îi îndemnăm pe credincioși să facă lucrul acesta, cum spunea dumneavoastră, însuși Mântuitorul ne învață să nu știe stânga ce face dreapta, atunci când faci milostenie să nu fie spre lauda din partea celorlalți și nici să nu căutăm folosul propriu, ci întotdeauna să ne gândim că și o slujbă de pomenire pe care facem și parastasul pe care îl organizăm, faptele de milostenie pe care le facem pentru cei adormiți sau în memoria lor, trebuie să vină în sprijinul semenilor noștri. Omul, așa a zis și l-a lăsat Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur și de aceea întotdeauna trebuie să ne gândim și la cei care sunt singuri, la persoanele care nu au posibilitatea să își asigure chiar hrana zilnică și atunci, de ce nu, un parastas sau o pomenire pentru cei adormiți poate fi și prilej de întrajutorare a semenilor noștri. Și așa cum precizați, este bine ca oamenii, atunci când fac un astfel, când pregătesc un astfel de eveniment, să se gândească și la cei singuri sau aflați în nevoi. Părinte, am vorbit despre frica de moarte, am vorbit despre importanța pomenirii celor adormiți, am vorbit despre felul în care ar trebui să săvârșim faptele cele bune. Însă, un lucru cred că ar trebui să îl discutăm în cadrul ediției de astăzi, și anume riscul acesta de a confunda rânduiala bisericii și învățătura ei cu superstițiile. Vedem, din păcate, că sunt foarte multe superstiții confundate cu învățătura bisericii. Putem aminti de strigoi, putem aminti de fantome, putem aminti de tot felul de imaginații, de învățături care provin din anumite culte păgâne, pe care, din păcate, credincioșii noștri le primesc și consideră că acestea fac parte din credința noastră. Sigur că poate acest lucru în ultima perioadă a prins amploare și ca urmare acestei sărbători împrumutate a Halloween-ului, în care, iată, copiii învață despre fantome, învață despre vârcolaci, învață despre strigoi, învață despre tot felul de lucruri. Și vreau să vă întreb, ca să înțelegem cu toții, părinte, acestea există? Un creștin poate crede în aceste lucruri inventate? Răspunsul ar fi simplu numai dacă deschidem o Sfânta Scriptură. Spune acolo, primele cuvinte ale Scripturii sunt: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Înțelegând că unul fiind Dumnezeu, una este lumea creată de El. În același timp avem două aspecte ale lumii, văzut și nevăzut. Și este lesne de înțeles că aspectul văzut se referă la pământ, iar aspectul nevăzut se referă la cer. Avem pomenirea de 9 zile pentru cei adormiți, nu întâmplător așezat așa, ci ea se face în cinstea sfinților care sunt prieteni lui Dumnezeu, dar și în cinstea sfinților îngeri. Lumea aceasta nevăzută este lumea îngerilor și învățătura bisericii este limpede și clară. Crezând în Dumnezeu, noi implicit credem și în existența diavolului. Nu poți să deschizi Sfânta Scriptură, să citești despre Dumnezeu, să nu afli și despre existența celui rău. Însă știm că Dumnezeu, când a creat lumea, a privit toate câte a făcut și toate erau bune foarte. Mai pe urmă, unii dintre îngeri, speriați poate fi chiar de slava cu care Dumnezeu i-a înzestrat, au căzut. Și de aceea spune acolo, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Și au devenit îngeri răi, demoni, care ispitesc pe om. Însă dacă v-am dat această veste tristă, deși ea este reală, că cel rău există și lucrează, știm că Dumnezeu lucrează prin oameni și cel rău lucrează tot prin oameni. Însă vestea bună este că cel rău înaintea lui Dumnezeu nu are nicio putere și de aceea ne rugăm, în rugăciunile bisericii avem atât de frumos, se spune la un moment dat, către cel rău adresându-se, du-te în pustiu unde omul locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu. Și le-a spune ascultătorilor noștri că Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa: diavolul
îi face rău omului cât îi face un câine legat. De aceea i-aș îndemna să nu se apropie de un dulău, de un câine rău. Să nu se joace cu viața, pentru că s-ar putea apoi să nu mai stăpânească și toate împrumuturile de care spuneați cum e și sărbătoarea Halloween-ului nu face altceva decât să îl aducă pe om în zona celui rău. Nimeni nu poate sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona, pentru că pe unul îl va sluji și pe celălalt îl va uita. Pe unul îl va iubi, iar pe celălalt îl va lăsa deoparte. De aceea mă tem ca astfel de lucruri să nu îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Și atunci le-a spune, nu ca unor copii, dar știm cum le spune copiilor, să nu se joace cu focul. Dumnezeu există și celor există, dar nu are nicio putere pentru omul care caută să îi placă lui Dumnezeu și să ducă o viață plăcută lui. Avem atâtea sărbători frumoase. Iată, avem prilej de pomenire pentru cei adormiți. Sâmbăta morților, moșii de toamnă, zi rânduită de biserică, lucruri clare, lucruri limpezi, biserica ne învață tot ceea ce trebuie să facem. Și dacă vorbeați de credință și superstiție, este bine ca omul să meargă întotdeauna la cel care are datoria nu doar să-l sfințească și să-l conducă spre mântuire, ci și să-l învețe. Pentru că așa cum Hristos Domnul i-a învățat pe oameni, iată, i-a lăsat pe slujitori să-i învețe pe oameni. Sunt multe lucruri legate și de sfârșitul omului. Cu tristețe primim cât un telefon de la o persoană care a pierdut pe cineva drag și spune: părinte, plâng într-una de două, trei zile pentru că nu pot să merg la soțul meu sau la soția mea sau la cel drag la mormânt. Și întreb, dar de ce nu vă duceți? Sunteți departe sau ați plecat? Ce nu mi-a spus cineva că nu am voie să merg la mormânt nu știu câte zile? Iată, și i-am spus, Doamne, era bine să întrebați de prima dată, pentru că la mormântul celui drag puteți merge oricând. Ar fi o superstiție care nu trebuie să-i dați curs, să nu vă duceți câteva zile la persoana celui drag dacă dumneavoastră simțiți nevoia să faceți lucrul acesta, și sunt multe altele. De aceea este bine ca întotdeauna, așa cum mergem la medic să ne cercetăm și mergem pentru problemele noastre de sănătate sau trupești, tot așa este bine să alergăm la păstorul de suflete, la preot, pentru a ne învăța și în privința acestor lucruri. Și pentru a nu risca, ați adus aminte mai devreme de copii. Un lucru pe care poate noi, adulții, nu-l conștientizăm este că o astfel de sărbătoare nu aduce nimic bun în inima copiilor, ci din contră, aduce în inima lor frică. Noi sigur suntem învățați de biserică să avem frica morții, dar nu frica cu deznădejde, ci frica aceasta de a căuta în fiecare zi să ne sfințim viața, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne pregătim pentru întâlnirea cu El și să conștientizăm că trecem dintr-o viață trecătoare către o viață veșnică și, cum foarte frumos ne învață părinții bisericii, viața cea adevărată începe după moarte. Însă o astfel de sărbătoare sau o astfel de atitudine față de moarte, față de aceste invenții păgâne, aduce în inima copiilor multă frică, multă teamă, dar și o răcire. Și o răcire față de adevăr până la urmă. Este adevărat. Poate că pe termen scurt, că aici cred că se și înșală mulți dintre părinți, ne aducem aminte de momentul în care primii oameni au fost ispitiți. Protopărinții noștri, Adam și Eva, au fost ispitiți de cel rău și le-a spus, nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Și atunci Eva ce a făcut? A privit la fructul oprit, a văzut că este frumos la înfățișare, s-a gândit că este și bun la gust, a gustat și iată ce s-a întâmplat. Nu numai pe moment au avut de suferit, ci consecințele au fost devastatoare, nu doar pentru om, ci pentru întreaga creație, că cu toții am avut de suferit. Se poate întâmpla ca și după astfel de evenimente, un copil să nu-și mai revină din teamă, să-ți ia o perioadă lungă să-l poți recupera, deși așa cum a fost și cu fructul oprit, el se gândește, e o acțiune frumoasă, mă văd cu prieteni, mă văd cu colegi, avem o muzică frumoasă, ce ne place și așa mai departe. Dar după aia consecințele să fie grele și grave pentru copil. De aceea, așa cum spuneam, i-aș îndemna pe părinți să fie cu luarea minte față de astfel de momente, față de astfel de evenimente, să se gândească mai bine înainte, pentru că este mai ușor și mai bine și mai potrivit să previi decât să te chinui apoi
să tratezi. Părinte Protopop, vă mulțumim pentru frumoasele și ziditoarele de suflet cuvinte pe care le-ați rostit, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a alege întotdeauna ce e bine pentru copiii noștri, pentru noi, dar și pentru cei adormiți, față de care, așa cum ne-ați învățat mai devreme, trebuie să ne arătăm dragostea, pomenindu-i la Sfânta Liturghie, făcând fapte bune pentru sufletele lor. Încă o dată vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă invităm și într-o ediție viitoare. Doamne ajută! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române și vă invităm ca în această sâmbătă să mergeți la biserică, să-i pomeniți pe cei adormiți, să vă rugați pentru dânsii și să faceți fapte bune față de cei care au nevoie de ajutor. Pe curând!